Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. În timp ce tineretul merge în lume să lupte cu momelele păcatului care sunt patima strângerii de bani, a distracției, a îngăduinței firești, petreceri, lux, extravaganță, înșelăciune, fraudă, jaf și ruină, care sunt învățăturile cărora trebuie să le facă față? Spiritismul afirmă că oamenii sunt semizei necăzuți și că fiecare are minte și se poate judeca singur, că adevărata cunoaștere îl așează pe om mai presus de lege, că toate păcatele sunt nevinovate pentru că totul este bun și că Dumnezeu nu condamnă. Ființele omenești, cele mai decăzute, sunt reprezentate ca fiind în ceruri și având acolo o poziție foarte înaltă. Astfel, cei mai mulți sunt făcuți să creadă că dorința este cea mai înaltă lege, că îngăduința înseamnă libertate și că omul este răspunzător numai în fața lui însuși. Cu asemenea învățătură, dată chiar în zorii vieții, atunci când impulsurile sunt mai puternice, iar cerința pentru o mai mare stăpânire de sine și curățire devine mai mare, unde sunt pavezele virtuții? În același timp, anarhia caută să îndepărteze orice lege, nu numai divină, ci și umană. Acestea sunt influențele cărora trebuie să le facă față tinerii de astăzi. Pentru a se putea păstra în asemenea situații, ei trebuie să pună bazele caracterului lor de pe acum. În fiecare generație și în fiecare țară, adevărata temelie și adevăratul model pentru formarea caracterului au fost aceleași. Adică, legea divină care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Marele principiu manifestat în caracterul și viața Mântuitorului nostru arată că este unica temelie sigură și singura călăuză. Aceasta este singura pavăză a integrității individuale, a purității căminului, a binelui societății și a stabilității națiunii. În mijlocul tuturor problemelor vieții, al pericolelor și al cerințelor conflictuale, este singura regulă sigură aceea de a face doar ceea ce spune Dumnezeu.